Și haideți să vedem acum o primă aplicație. Problema numărul 1. Să se determine rădăcinile comune ale celor două polinome f și g din k de x dacă la primul subpunct f și g aparțin lui R de x, unde f este x la 4 plus 3x la 3 plus 4x pătrat minus 3x minus 5, iar g este 2x la 3 plus radical din 3x pătrat minus 2x minus radical din 3. Haideți să luăm